Eintracht Frankfurt și-a retras ofertele de extindere pentru Daiki Kamada și Evan Ndicka. Cu toate acestea, între timp, planurile nemților s-au schimbat, iar Frankfurt ar rămâne fără cei doi jucători și fără banii încasați pe ei, implicit. Asta pentru că Frankfurt și-a retras ofertele pentru Kamada și Ndicka, potrivit Bild. Kamada, care a jucat pentru Japonia la Cupa Mondială din decembrie 2022, insistat vrea să joace într-o altă ligă, ceea ce înseamnă că oferta 40 de milioane euro lui Borussia Dortmund nu poate fi acceptată, deoarece mijlocașul japonez precizat vrea merge în alta țară. Agenții lui Kamada au contactat și Frankfurt. Manchester United este interesat de fotbalistul japonez. După ce a fost împrumutat la St. Truiden din 2018 până în 2019, Kamada s-a întors la Frankfurt și este un obișnuit de câțiva ani. O situație similară este și în cazul lui Evan Ndicka, al cărui contract expirase la finalul actualului sezon. Frankfurt i-a făcut inițial și o ofertă de prelungire, dar apoi a retras-o. Totuși, în cazul fundașului francez, germanii au semnat deja un înlocuitor, William Paa, de la Royal Antwerp. Etichete Eintracht Frankfurt, Evan Ndicka, Daiki Kamada.